este un oraș eclectic în sens de stil. Nu este că te duci în Viena sau în Berlin și vezi o stradă întreagă. Aici e mereu este un amestec. Cred că pozele pe care ați văzut sunt destul de reprezentative. Sunt cei care au zis, îmi pare rău că a venit un turn de sticlă lângă Sfântul Iosif, Biserica Sfântul Iosif, că nu se potrivește. Păi, cam prea târziu pentru orașul ăsta să judecăm atât de fin despre stilul. E amestecă peste tot. Niciodată nu cred că au fost respectat ideea de distanță între clerici. Aici se vede aici clerici sunt foarte aglomerate și pus în mânghiu ciudat unul cu altul. Asta este stilul orașului. Și nu trebuie să ne pare rău că e așa. Și acum avem ce a apărut după 90. Totuși, dacă te uiți la poze a orașului, nu numai în timpul intergalic, și în timpul comunismului, și în anii 50 și 60, ce se vede e o impresie de spațiu și relativ liniște, pe care nu poate fi reprodus în total, pentru că acum avem mașini. Dar am pierdut foarte mult că am lăsat mașini să stăpânesc dezvoltarea orașului. Și unde au demolat la Berze. Bine, când Ceaușescu a făcut Bulevardul Victoria Socialismului, era un proiect megaloman. În același timp, nu era o mașină, nu era un autostradă, nu erau suficiente mașini Dacia să faci un autostradă în strada asta. Ce a făcut Oprescu, demolând în strada Berzei, ce este o continuare, de fapt, de planul lui Ceaușescu, este pentru mașini, Să devine un oraș și mai zgomotos, unde toată lumea pierde mai mult timp în mașină. Așa, dacă ne gândim la viitor, trebuie să ne gândim la spațiu. Ce facem cu spațiul comun? Spațiul.